Conform tradiției, ultima zi a târgului a fost dedicată cu precădere câștigătorilor trofeelor Gaudeamus, premiați în acordurile fanfarei forțelor navale. 9.000 de cititori au vizitat ediția din acest an a târgului de carte Gaudeamus Litoral, desfășurat în stațiunea Mamaia. Președinte de onoare al ediției din 2015 a fost Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă din Constanța. Sunt bucuroasă că s-a putut realiza și în acest an târgul Gaudeamus. Târgul a decurs bine. Oamenii s-au bucurat, au răsfoit cărți, uneori au mai și cumpărat, atât cât le-a permis buzunarul. Și avem certitudinea că reușita din acest an va fi un îndemn ca târgul să se realizeze și în anul următor. Cea mai râvnită carte a târgului a fost Hoțul de cărți de Marcus Zusak, apărută la editura RAO. Marele premiu al tombolei Gaudeamus, organizat pe baza buletinelor de vot ale publicului, a fost câștigat de Miruna Cobălaș din Constanța. Ea va primi un zbor cu avionul cu durata de 30 de minute deasupra litoralului românesc. Cărțile strânse la ediția din acest an a târgului Gaudeamus Litoral vor ajunge în biblioteca unei școli din comuna constanțeană Ciocârlia. Acest moment special a întregit imaginea târgului nostru, pentru că, dincolo de cărțile prezentate la târg, turiștii au avut ocazia să cunoască și alte locuri din Dobrogea noastră. Au fost curioși să afle unde sunt locurile semnalate prin fotografie. Și dacă cea mai râvnită carte a târgului a fost Hoțul de cărți, atunci înseamnă că lumea dorește să afle și povești legate de felul în care o carte te poate schimba. Târgul Gaudeamus Litoral a încheiat caravana Gaudeamus 2015 și este evenimentul cu numărul 88 în seria târgurilor Gaudeamus inițiate și organizate de Radio România din anul 1994. Următorul eveniment va fi organizat în perioada 16-27 septembrie la București, sub denumirea Târgul Gaudeamus Carte Școlară.